Deși interzis la comercializare încă din anul 2007, azbestul continuă să fie des întâlnit în sălaj. Materialul considerat cancerigen poate fi văzut încă pe acoperișurile caselor, a garajelor sau a spațiilor comerciale sau de producție. Autoritățile nu mai permit vânzarea acestuia, dar acceptă utilizarea sa până la încheierea ciclului de viață. Un act normativ din 2003 prevedea că din 1 ianuarie 2007 sunt interzise toate activitățile de comercializare și de utilizare a azbestului și a produselor care conțin azbest. Însă în anul 2006, prin hotărâre de guvern, s-a decis ca produsele care conțin azbest și care au fost instalate sau se aflau în funcțiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viață al acestora. Analizele efectuate au demonstrat că azbestul este cancerigen. Un mediu aerian poluat cu particule de azbest devine periculos prin inspirarea lor și, mai departe, prin afectarea sistemului respirator. Studiile arată că, după intrarea acestor particule în sistemul respirator uman, într-un interval de 5 până la 15 ani, există riscul de apariție a unei tumori sau a cancerului bronhopulmonar. Pe componenta acvatică, apa poate conține azbest, mai ales acolo unde conductele de alimentare îl au în compoziție. Riscul este legat de pătrunderea acestor particule în aparatul digestiv sau migrarea în sistemul renal, chiar genital, și ingerarea unor produse alimentare contaminate cu particule de azbest din grădini aflate în zone cu exploatări de azbest, fabrici de azbest, case acoperite cu azbest, constituie un risc major. Azbestul era un material de construcție foarte des utilizat în trecut. S-a ajuns la concluzia, și nu întâmplător, ci pe bază de analize chimice, că acest azbest conține substanțe cancerigene care sunt emanate în atmosferă în anumite condiții atmosferice și fapt pentru care s-a limitat utilizarea lui. Începând cu anul 2007, au fost interzise prin lege activitățile de comercializare și utilizare a azbestului și a produselor care conțin azbest, iar pentru cele care sunt deja, erau utilizate la acoperișuri, la știu eu, la ce mai, acele plăci de azbociment, știți, ondulate, li s-a permis până la epuizarea valorilor de întrebuințare să fie utilizate, după care ele sunt colectate și transportate la agenți economici care pot să le distrugă în instalații autorizate. De menționat că durata de viață a materialelor pe bază de azbest este extrem de mare. În consecință, vom avea pentru mulți ani de acum încolo probleme de poluare și risc pentru sănătatea umană din cauza acestor materiale.